fără nicio îndoială, este unul dintre cei mai buni și indispensabili jucători care evoluează în linia mediană la Avântul Reghin. Antrenorul Andrei Enedi are doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului revenit în această vară la formația reghiniană. Este vorba de Paul Luca, iar povestea lui o aflăm chiar acum. În clasa 4, la vârsta de 10 ani, a venit domn profesor Buta Sorin la școala generală 3 și m-a selecționat de acolo și am înființat Nova. Pe Metalul s-au făcut antrenamentele. Am jucat acolo vreo 2 ani de zile, după care m-am transferat la Mavi Prod. Am avut antrenor pe Neaghiță Maiogan. Ce ți amintești din acea perioadă când ai avut antrenor? A fost un antrenor mare. Un antrenor mare, care m-a iubit mult, i-a plăcut de mine. Pe ce post joci la Avântul? Mijlocaș central, defensiv. Crezi că ți se potrivește cel mai bine acest post? Da. Ai încercat și altele? Da, la juniori am încercat mai multe posturi, dar cred că mă reprezintă. Mijlocaș central. Ce te-a determinat cel mai mult să alegi această meserie, fotbalul? Nu știu, a fost o plăcere de mic copil. Cine te-a împins? Ai venit singur? Singur, am venit singur. M-au susținut prietenii, familia. Îmi place mult. Ce direcție crezi că se îndreaptă fotbalul din ziua de azi? Fotbalul românesc. Eu cred și sper că într-o direcție bună. Eu zic că a crescut fotbalul românesc în ultimul an. Cum ți se pare evoluțiile echipelor care au jucat în Champions League și Europa League? Bun, asta am și spus, că cred că în ultimul an a crescut fotbalul românesc și sper să crească tot mai mult. Ai un model de jucător preferat, atât din România cât și din străinătate? Din țară, de la noi, Borceanu. De ce Borceanu? Ce-ți place la el? Ce? Pentru că joc și pe același post ca el și îmi place atitudinea lui din teren. Pe tine ce calități crezi că te reprezintă cel mai bine? Pentru că ești unul dintre cei mai buni jucători de la Avântul. Atitudinea, determinarea. Care este obiectivul tău? O clasare cât mai bună, să prindem play-off. Care crezi că este cel mai puternic adversar din serie? Compet Ploiești, Chindia Târgoviște, Pitești. Cum ți se par noi jucători? Cum arată echipa? Da, am făcut un grup unit în vara aceasta, 2 luni de pregătire bună pentru turul care urmează acum. Sper să facem o figură frumoasă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații din sport. Sunt Loredana Bendriș, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!